Da, hello, hello, salutare națiune, te Salut, salut, salut. bine ne Salut. vedem, bine ne revedem, avem deja oamenii în camera de webinar. Dați-ne, vă rog frumos, un semn dacă ne auzim, pentru că avem aici o grămadă de echipamente, multe cabluri și suntem curioși să știm dacă ne vedeți și auziți. Da, merge, ne vedem. Dar de auzit ne auziți? Și vă și auzim. Bine, Dane, mulțumim fain de feedback. Te salut, dragă Vlad, mă bucur să fim din nou împreună într-un webinar live, pentru că ultima dată, cred că atunci când am fost la tine, cineva ne testa să vadă dacă suntem live. Suntem live, colegii tăi de la CoinFlux lucrează în spatele nostru și mă bucur să avem deja oameni în camera de webinar. Discutăm astăzi despre blockchain ca și tehnologie, despre beneficiile pe care le poate aduce și, evident, despre viitor. Într-un fel sau altul, să vedem cum reușim să folosim o tehnologie relativ nouă, undeva 10 ani, să zicem, de când a fost într-un fel lansată pe piață, în tot ceea ce face, nu doar în aplicațiile pe care majoritatea dintre cei care ne urmăresc probabil le știu. O să încep cu prima întrebare pe care am pregătit-o pentru tine astăzi. Cum ai defini, Vlad, blockchain-ul pe înțelesul tuturor? Poate chiar pe înțelesul unui copil de 8 ani. Blockchain-ul este o tehnologie care te ajută să stochezi și să împărtășești date cu alte persoane. Și practic, în momentul în care niște date sunt introduse, să spunem, în acea bază de date descentralizată, să o numim, practic ele devin sau sunt imposibil de alterat. Deci asta e un prim câștig, să zic așa, al blockchain-ului, da. Faptul că nu pot fi viciate. Datele exact. De acolo. Da, datele odată introduse, ele rămân acolo permanent și dacă ai o rețea publică de blockchain, cum de exemplu Bitcoin sau Ethereum, acolo poți să vezi istoricul tuturor operațiunilor care s-au efectuat în acea rețea. Și acel istoric rămâne și nu se poate modifica, desigur, în cele mai multe cazuri. Dacă ar fi să-i explic unui copil ce e un blockchain, eu spune că seamănă cu un caiet, cum are un caiet la școală și el merge și scrie acolo informații în caietul lui. Și fiecare filă din caiet este un bloc nou, să spunem, de informații. Și el poate să meargă în spate oricând, să citească din caiet istoricul la ce a învățat el la școală. Și în același timp, dacă el rupe o foaie, să spunem, din caiet, acest lucru este vizibil pentru oricine poate să vizualizeze acel caiet. Am înțeles. Deci, dacă... Și alterarea datelor, că practic ce înseamnă că datele nu se pot modifica? Datele se pot modifica doar că oricine din rețea poate să vadă că tu le-ai modificat. Da? Și atunci tu, dacă mergi cu tema de casă la profesor, el poate să vadă, ok, a rupt o pagină în care i-am dat o notă mică, de exemplu, în caiet sau lucruri similare. Și atunci, practic, ce face blockchain este o bază de date descentralizată, adică toți participanții în rețea au o copie a caietului, să în exemplu ăsta. Aha, ok. Și toți pot să vadă datele din caiet. În momentul în care eu, de exemplu, rup o pagină sau fac o modificare acolo, tu cu caietul tău poți să verifici dacă e la fel ca și a meu. Și atunci tu spui, eu nu accept această modificare pentru că contravine istoricului rețele. Am înțeles. Ca să rezum ce am înțeles eu din toată povestea asta, este ca și cum toți elevii dintr-o clasă ar avea copii ale acelui caiet în care toți își fac temele și orice fel de modificare a acestui caiet, să zicem, comun sau multiplicat la fiecare dintre elevii din clasă, se vede automat și la... Da, sau poți să îți imaginezi catalogul în care se notează notele. O notă odată scrisă acolo în catalog nu mai poate să fie modificată ulterior și toți profesorii au acces la același catalog, aceleași informații. Excelent. Cred că ar mai fi o nuanță totuși în zona asta. Ce nu este blockchain? Ce nu este blockchain? Blockchain nu este o rezolvare la orice problemă existentă pe lumea aceasta. Nu poți să iei
orice produs există în lumea reală și să spui, ok, eu îl pun pe blockchain și am rezolvat o mega problemă. Pentru că nu funcționează așa. Okay. Trebuie să te gândești dacă, mă rog, blockchain-ul rezolvă problemă de încredere. Da? De exemplu, dacă eu modific ceva în acel caiet, atunci nu mai are încredere în mine, nu mai au încredere în mine restul persoanelor care au acces la caiet. Uh-huh. Și la fel, dacă ai de rezolvat o problemă care ține de încredere, de exemplu, atunci e foarte bine să folosești tehnologia blockchain. De exemplu, pentru a transporta valoare din stânga în dreapta. De exemplu, dacă vrei să faci un transfer internațional, care în momentul de față, prin rețeaua actuală, e foarte scump. Adică rețeaua se numește SWIFT și ei se ocupă de plățile internaționale între bănci. Adică dacă eu ar trebui să trimit niște bani unui prieten care este în Statele Unite, să zicem, exact, din contul meu bancar, va trebui să apelez la SWIFT. Da. Practic, ce se întâmplă în rețeaua SWIFT este că băncile au încredere între ele și au încredere în SWIFT. Uh-huh. Problema de încredere care rezolvă blockchain este că nu mai este nevoie să ai încredere, pentru că blockchain-ul, așa cum e gândită tehnologia, te asigură că acele fonduri există și că acele fonduri se pot transfera și că eu sunt autorizat să transfer acele fonduri. Am înțeles. Deci nu mai există o entitate oarecum centrală care validează sau certifică existența banilor, ci pur și simplu toți cei care sunt în rețea, toți proprietarii caietelor în ultima instanță, spun că ți-ai făcut tema. Da. Și dacă ai trimis bani, este un produs în momentul de față pe Ripple, să transferi bani din Japonia în Thailanda în câteva secunde și cu costuri foarte, foarte reduse. Uhum. Lucru care, în mod normal, ar lua cam 3-5 zile lucrător. Wow. Și rezolvă o problemă din lumea reală, să-i spunem așa. Pe de altă parte, nu știu, dacă tu ești o bancă și ai o bază de date internă, nu cred că e cazul să te muți pe blockchain, pentru că doar tu citești date din acea bază de date și doar tu scrii date. Și atunci, dacă n-ai încredere în tine, cred că n-ar trebui să fii bancă. Absolut, da. Deci mai sunt niște cazuri. Da, deci tu ca să stochezi date local n-ai nevoie de blockchain. Dar când ai de rezolvat, nu știu, o problemă transport internațional de mărfuri, de exemplu, vamă, nu știu, asigurări, contracte, lucruri de genul ăsta care se ating de zona de încredere între entități, care pot să fie între persoane sau pot să fie între companii, atunci cred că ar trebui să te uiți la tehnologia blockchain. Excelent. Ce alte nevoi ale zilelor noastre crezi că poate acoperi tehnologia blockchain? Sau ce alte aplicații ar mai putea exista pentru această tehnologie? Cum spun, destul de nouă și tocmai de-aia insist pe zona asta, poate de multe ori necunoscută în totalitatea aplicațiilor pe care le poate oferi. Prima aplicație pe care noi am văzut a fost cea de transfer de valoare prin Bitcoin, care asta face, mută bani din stânga în dreapta. Mută Bitcoin, care noi le asignăm o valoare în bani. Dar se pot face mult mai multe lucruri. De exemplu, poți să faci contracte inteligente care practic scriu în cod niște condiții care noi le agrem între noi. Adică, de exemplu, tu ești o companie de asigurări și eu vreau să-mi fac o asigurare în caz că mi-e târzi avion. Okay. Și asta chiar există testat de către AXA, pe compania AXA pe Ethereum, în care ei verifică întârzierile la avioane. Adică tu ești AXA, eu vin la tine, îmi fac o asigurare, se emite un smart contract și acel smart contract verifică singur dacă este întârziere la zborul meu sau nu. Dacă este întârziere la zborul meu, îmi dă automat prima. Adică să înțeleg că contractul în sine își face treaba și verifică dacă avionul meu a întârziat la exact autoritatea aeronautică sau așa mai departe. Și nu mai e nevoie ca eu să mă duc să depun o plângere, să vedeți că mi-a întârziat avionul și așa mai departe, ei să ceară tot felul de validări din partea cealaltă. Exact. Și asta îți reduce din timpul și din resursele care trebuie să le folosești și ca și persoană și ca și companie. Și atunci ambele părți au de câștigat. Mai sunt, de exemplu, pentru proveniența mărfilor. E foarte la modă în ziua de astăzi. Cafenelele le zic că au fair trade coffee, da? Care spune că are o proveniență de la fermieri din mediul rural cu ferme mici care au primit un preț bun pentru cafeaua lor și pentru munca. Și tu poți să faci un sistem pe blockchain care să verifice tot traseul mărfii din momentul în care ea iese din plantație și până ajunge la tine la cafenea sau la magazin.
și datele ne putem fi alterate, poți să mergi oricând și să verifici, să mergi în spate, de exemplu, mergi la o cafenea și îți dau o cafea și poți să-ți dea un cod care tu poți să-l scanezi și poți să vezi exact de unde vine cafeaua pe care ai băut-o astăzi. Wow, excelent, asta de pare exact. Foarte interesant. Da. Adică am senzația că prin genul ăsta de contract, așa cum ai spus un pic mai devreme, odată crește foarte mult încrederea, dar se elimină și excrocheriile. Exact. În momentul în care tu ai nevoie să fii sigur de niște informații sau de, nu știu, proveniența mărfii sau, de exemplu, la vamă, în momentul în care ajungi, ei dau deja mai multe informații decât aveau înainte și procesul de vămuire poate să fie mai scurt și taxele pot să fie mai clare pe care le ai de plătit și sunt multe avantaje care ar putea să acum, probabil pentru cei care sunt unși cu toate ale fiile și știu cum să lucreze până la marginea legii, nu-i tocmai un lucru foarte potrivit. Sau cei care își dau legi ca să treacă ceva prin vamă. Exact. Adică le aducem din China, le ținem un pic prin Europa și după aia spunem că sunt de proveniență europeană. Probabil că asta nu va mai fi posibil. Da, ceva de genul ăsta n-ar mai fi posibil. Ce am văzut iar recent, tot așa pe transport internațional, a fost niște grâu, mă rog, există o piață mare neagră de grâu, se numește, nu știu, Black Sea Grey, și a fost un contract inteligent folosind pentru a cumpăra și a se transporta și se ved toate informațiile în acel contract. Acesta e un blockchain privat al unei companii care îl oferă ca serviciu companiilor care au de-a face cu transport de mărfuri sau sunt agricultori. Mai sunt și alte avantaje pe care blockchain-ul ar putea aduce pentru oamenii obișnuiți? Da, am văzut în luna mai că Uniunea Europeană a scos GDPR cu protecția datelor personale, uh-huh, noua reglementare, și asta ar putea să aibă o aplicare foarte interesantă în care tu ai control asupra datelor tale, să spunem, într-un blockchain, și prin acel blockchain tu poți să dai acces, nu știu, firmei X sau băncii Y la datele tale, și în momentul în care tu ai terminat business-ul care îl aveai cu entitatea, atunci poți să, tot prin acel blockchain, să oprești accesul. Închid robinetul și nu mai sunt datele mele stocate prin nu știu ce dosare sau exact. Așa mai departe. Da. Și asta cred că ar fi un avantaj foarte mare în privința datelor personale. În momentul de față, noi ne vindem datele personale pentru servicii gratuite și acest lucru se poate schimba. Și vedem, de exemplu, este browserul Brave, care are o monedă digitală în spate, care practic te ajută să nu fii trecuit online și ai și avantajul folosind tokenul lor în cadrul browserului. Vă invit să-l downloadați, să-l încercați. Foarte interesant. Deci, în loc să folosesc Internet Explorer sau... Internet Explorer, cum să nu folosești? Așa. Cel puțin pe Mac, nu? Pe nimic, pentru că e vechi și nu mai au update-uri. Acum iau Edge browserul, care e mai ok, dar tot recomand. Ok, deci în loc de Chrome atunci, da, aș putea să folosesc Brave-ul ca și browser și datele mele nu vor mai fi după aceea... Da. Stocate de către Google și vândute într-un fel sau altul. Și nu doar ei, sunt mulți mari rețele de advertiser care te trecuiesc online să vadă ce faci, chiar dacă știi sau nu știi. Uh-huh. Și asta poate să ajute în zona de privacy și mai poate să ajute în zona de transparență, să spunem, la nu știu, licitații publice, să spunem, de exemplu, totul se întâmplă pe blockchain și să poți să vezi cine a aplicat, ce preț a dat și decizia să se ia automat, să nu mai instanțe în care te judești pentru drumuri an la rând și noi rămânem fără autostrăzi pentru că ai un proces care e viciat. Cineva a atacat în instanță o anumită licitație sau așa mai departe. Mă gândeam, în timp ce spuneai tu un pic mai devreme de caietele de școală, mă gândeam că o aplicație foarte interesantă, probabil că există, eu nu știu încă de ea, este urmărirea diplomelor, că la noi e o modă să te dai mare diplomat, exact, și să nu fi făcut niciodată vreo școală și cred că asta ar fi o exact întrebuințare foarte utilă. Și citisem că se lucrează în anumite țări din Africa exact la a se folosi asta pentru certificarea de diplome și tot felul de alte acte. În Africa? În Africa, da. Okay. Pentru că acolo, nu știu, accesul la informații e mai redus și pe ei cred că i-ar ajuta mai mult. Și
Probabil că la ei poate contează un pic mai mult diplomele decât la noi. Întâlnim în tot universul ăsta al blockchain niște termeni de specialitate, cu hash, cu toate lucrurile de genul ăsta. Cred că e cazul să intrăm acum în genul ăsta de elemente constitutive ale unei blockchain, să le explicăm un pic așa ca și putem să explicăm abecedar. Da. Hai să începem cu ce e un bloc, exact, să spunem. Că, pentru că blockchain-ul practic este o înșiruire de ce se numesc blocuri. Și aceste blocuri, imaginați-vă că ele conțin niște informații, ca și revin la exemplu de mai devreme cu pagina de caiet. Tu poți să-ți imaginezi că fiecare bloc conține niște informații. Și ele, prin niște funcții criptografice, se pot înlănțui, astfel încât fiecare bloc are o referință la blocul anterior. Adică vreau să leagă într-un exact fel sau altul. Exact. Și de acolo vine blockchain. Uh-huh. Și în momentul în care tu, de exemplu, modifici ceva în caiet în trecut, hash-ul, să spunem că revenim la un alt termen, se schimbă. Hash-ul este o funcție care îți ia orice informații. Adică tu poți să-i dai o poză sau text sau orice informații și stă un string de 256 de caractere, de exemplu, sau 256 adică de bits. Adică îți comprimă informația respectivă, exact, într-un fel sau altul, într-un standard. Exact. Și tu, dacă introduci aceeași informație în această funcție de hashing, primești întotdeauna același rezultat. Uh-huh. Și atunci, tu adunând mai multe tranzacții, sau mă rog, toate informațiile din caiet, tu în momentul în care faci un hash pe caiet, sau pe o pagină din caiet, pe un bloc, el are o valoare. Okay. Și tu, dacă modifici în trecut o informație, hash-ul ăla se schimbă. Adică dacă mă duc și șterg cu radiera în caietul meu și exact fac o modificare de valoare, de un rezultat acolo, automat se va modifica și hash-ul de la exact subsolul paginii din caietul, da, respectiv. Okay? Da. Și tu, practic, ai ce se numește acolo un Merkle tree, uh-huh, este termenul oficial, și el, practic, este sistemul prin care se face înlănțuirea asta de hash-uri, ca tu să poți să verifici de la începutul blockchain-ului până în momentul de față că toate tranzacțiile sunt valide și că n-au fost modificări și că persoanele care au făcut operațiunile puteau să le facă. Practic prin asta îți aduce valoarea adăugată. Cred că mai sunt și alte elemente pe care ar trebui să le știe oamenii în zona asta de funcționare acum, de bază a unui blockchain? Noi ce am explicat până acum este blocul și blockchain. Nu putem să spunem cine îl operează sau cum funcționează operarea propriu-zisă. Practic ai un soft, ai un program informatic pe care tu trebuie să-l rulezi pe computer. Și, de exemplu, la Bitcoin sunt câteva zeci de mii de computere care rulează la nivel global. Ele ce fac este păstrează toate datele acestea, un istoric a tuturor datelor care, și a informațiilor care sunt în blockchain. Și atunci ele pot să se verifice între ele. Scopul acestui soft nu este altul decât să ia să verifice hash-urile ca să vadă că informațiile care sunt publicate în blockchain sunt valide. Și în momentul în care softul tău downloadează un bloc nou, să spunem, da, tu ești miner, creezi un bloc nou, îl publici, eu pot să-l iau să-l verific. Și softul meu poate să-l accepte sau să nu-l accepte, în funcție de ce ai publicat tu, dacă e valid sau nu. Am putea spune ce-i minerul atunci. Da, dacă... eu cred că e un lucru foarte interesant de aflat cum se minează astăzi, pentru că lucrurile s-au mai schimbat față de ce știm noi despre minerit. Și practic, ca să termin ce spuneam mai devreme, asta se numește un nod. Tu operezi un nod în rețea. Oricine poate să ia softul de pe internet. În general, el este open source. Poți să ieși pe Bitcoin, Ethereum și pe majoritatea rețelelor și poți să verifici sau să-l folosești știind, fiind 100% sigur că toate tranzacțiile sunt valide. Ok. Minatul, generarea de blocuri se face prin mai multe metode în momentul de față. La început ai avut Bitcoin, care folosea o tehnologie numită, sau mă rog, un algoritm numit Proof of Work. Așa, dovada muncii. Dovada muncii, exact. Așa. Ca tu să publici un bloc, trebuia să demonstrezi că ai depus niște eforturi. Și eforturile acestea se rezumă la niște funcții de hash în care tu le rulezi în continuu, faci miliarde de hash-uri din acestea pe secundă și încerci să găsești un bloc nou. Acesta este metoda veche, să o numim așa. Mai ai în lucru tehnologii mai noi.
care pot să fie, de exemplu, proof of authority, care este dovada că tu ești autorizat să publici în acel blockchain. Uh-huh. Și avem, de exemplu, pe Ethereum, este un testnet care folosește tehnologia asta. Și în același timp am văzut pe implementări de rețele de Ethereum private, care sunt rulate între companii, de exemplu, tot acest proof of authority. Uh-huh. Și mai ai ce se numește proof of stake. Okay. Care proof of stake, practic, te obligă să pui la bătaie, să spunem așa, o valoare. De exemplu, pentru ce se lucrează, Ethereum lucrează în momentul de față să treacă la proof of stake. Și ei ce spun este că tu trebuie să ai, de exemplu, 1000 de Ether, care tu trebuie să-i blochezi. Și în momentul în care tu iei și-i blochezi, poți să participi la procesul de generare de blocuri noi. Adică, okay, fac o depunere, cum ar veni. Exact, tu faci o depunere ca și într-un sistem escrow, să-i spunem. Așa. Și în momentul în care tu te comporți normal, produci blocuri, atunci totul e în regulă și primești, ești plătit pentru asta. În momentul în care tu încerci, de exemplu, să schimbi trecutul, să spunem, sau să publici mai multe blocuri deodată, sau oricare din regulile rețelei care tu nu le-ai respecta, în momentul ăla pierzi acea valoare pe care tu ai pus-o. Garanția pe care ai. Exact. Da. Și atunci cred că ar fi puține persoane și puține cazuri în care ar merita să pierzi 1000 de Ether pentru a modifica ceva. Și atunci ție se reduce riscul. Nu e cam mult 1000 de Ether pentru oamenii normali sau vorbim doar de minere aici sau de ce implicați oarecum în procesul de generare de blocuri? Teoretic ar putea oricine să participe, numai că ideea este că trebuie să pui niște valoare semnificativă la bătaie ca să poți să produci un bloc. Altfel, de exemplu, dacă eu aș putea cu 5 Ether să mă apuc să produc singur blocuri, s-ar putea ca această valoare să nu fie suficientă pentru mine ca pierdere și să am un incentiv să fac ceva negativ. Da, și mâine să încerc să faci altceva. Exact, adică eu pot să modific ceva în rețea ca eu să-mi dublez banii, de exemplu, să spun că portofelul meu de Ether este mai valoros decât sau are o valoare mai mare în el. Și asta ar fi negativ. Și de asta ei s-au decis din ultimele informații care le citisem, era undeva la 1000 de Ether. Așa, mai sunt și alte rețele care vor să lucreze pe același principiu. Avem Cosmos, de exemplu, avem Polkadot care lucrează la ceva similar. Tot așa pe proof of stake, pentru că poate să fie un sistem mai eficient decât din punct de vedere a consumului de energie decât minatul clasic. Super. Păi, hai să vedem dacă mai avem alte elemente aici de vorbit și de minat și de mineri. Și de minat și de mineri, ce vreau să spun despre minatul clasic, cred că am sărit un pas, este că tu acolo folosești niște aparate speciale. Așa. Care sunt foarte bune la a genera hash-urile alea de care ai nevoie. Și ele sunt destul de scumpe, sunt de fapt pentru Bitcoin aparatele sunt de fapt la 2000 de euro bucata. Mm-hmm. Pe Ethereum se folosesc plăci video, care dacă te uiți la început anului trecut, era o nebunie că nu găseai să cumperi plăci video. Așa. Și prețul era foarte, foarte mare pentru cele care le găseai. Pentru că toată lumea a început să se mineze. Și atunci trebuie să te gândești în momentul în care vrei să participi la rețea, de exemplu la Bitcoin, dacă vrei să și minezi, să produci Bitcoin, este o investiție acolo care trebuie să o faci. Uh-huh. În aparat. Și ele, sigur, în timp se fac aparate noi care sunt mai eficiente, mai și atunci, rapide și da, și tu în timp produci mai puțin cu ele. Asta e un domeniu întreg care nu o să intru foarte în detalii cu minatul, că nici nu sunt expert, dar găsiți multe resurse pe internet dacă vă interesează asta. Da, adică poate fi, într-o ultimă instanță, un mod de a face business în sine. Toată povestea, da, și sunt și în România servicii care îți oferă hosting de aparate de minat și se ocupă ei să le țină 24 de ore în priză și lucrând pentru tine. Așa numitele ferme. De. Exact. Da. Bun, haideți să mergem un pic mai departe. Care ar mai fi elementele la care zici că ar trebui să ne uităm? Am vorbit de consens, de noduri, de blocuri. Putem să vorbim și de tranzacții. Cred că n-ar fi nou. Am tot vorbit de elementele la scară largă, dar până la urmă blockchain-ul propriu-zis folosește elemente micro, cum sunt tranzacțiile. Și tranzacția este pur și simplu o operațiune care o face în cadrul unui blockchain. Okay. Adică în rețeaua Bitcoin, dacă eu vreau să-ți trimit ție, să spunem, un Bitcoin,
Eu practic generez o tranzacție prin care eu spun de la adresa mea trimis spre adresa ta de-a Bitcoin și o semnez cu cheia mea privată. Okay. Și practic astfel autorizez și comunic restul celorlalți participanți din rețea că eu îți transmit acelei. Ok. Și ceilalți din rețea, într-un fel sau altul, trebuie să certifice faptul că tu aveai acel Bitcoin și că el a trecut la mine. Prin această tranzacție și prin semnătura mea criptografică, practic asta se verifică. Okay. Da? Și tu poți să fii sigur că eu am acces la acei Bitcoin pe care eu ți-i trimit. Da? Desigur, ce fac mineri este să adune în bloc, să adune toate tranzacțiile, de exemplu, dintr-o perioadă de timp. La Bitcoin, în medie, la 10 minute se face un bloc nou, pe Ethereum e undeva la 14-15 secunde și aduni tranzacțiile care au fost în ultimele minute sau în ultimele secunde și le pui într-un bloc nou. Deci asta scrie în caiet, de fapt. Exact, asta scrie tranzacții, care da. Care s-au întâmplat între membrii rețelei, într-un fel sau altul. Exact. Care asta faci pe majoritatea rețelelor momentul de față. Ok, spuneai că semnezi cu cheia ta privată. Exact. Există și alte feluri de chei? Sunt chei publice și chei private. Ok, hai să vedem. Cheia publică, de cele mai multe ori, poate să fie adresa... Imaginați-vă un cont bancar, okay, unde tu ai un identificator al lui, care e IBAN. Da? La fel, în rețeaua de monede digitale ai o adresă care e un șir de caractere care identifică portofelul tău în mod singular. Da? Și atunci, de fiecare dată când vrei să primești, îi dai adresa aceasta persoanei care vrea să-ți trimită și ei pot să-ți trimită știind că ajung sigur la tine. Okay. Și ea este generată folosind o cheie publică, să spun. Pe de altă parte, e o cheie privată care n-ar trebui să o arăți niciodată nimănui și cel mai multe portofele o păstrează criptată. Și ei ce fac este, ce face cheia privată, te ajută să efectuezi tranzacții din acea adresă folosind cheia privată. Ea te lasă pe tine să semnezi și practic semnând, tu practic autorizezi o tranzacție. Deci, într-un fel sau altul, ca să rămânem în registrul ăsta cu contul bancar, tu poți primi bani în contul tău folosind cheia publică, da, pentru că e publică și exact, toată lumea te poate accesa vizibil, dar pe de altă parte nu mai poți mișca banii de acolo dacă nu deții cheia privată. Adică exact, dacă tu nu te duci la bancă cu buletinul și cu pixul să semnezi pe instrumentul de plată, tu automat poate fi contul tău burdușit de bani, dar nu poți face nimic cu ei pentru exact, că nu poți confirma faptul că respectiva... Fără cheia privată, un terț nu are acces la fondurile tale, nu le poate mișca. E ca și semnătura de la bancă fizic, dacă mai face cineva o pe euro în ziua de azi. Dacă nu, e, nu știu, PIN-ul din aplicația de internet banking, de exemplu, sau mai nou pe telefoane, ai ampred, care certifică că ești acolo prezent. Bun. Mai avem din pachetul ăsta Cred că din pachetul de termen nu mai de termen și condiții. Bun, așa cum ai menționat de câteva ori, deja până la momentul ăsta am auzit pronunțat cuvântul Bitcoin, care eu cred că este cel mai des asociat cu tehnologia de blockchain pentru toți cei care ne urmăresc. Ca Adidas, știi, primii care au intrat în țară, la noi toată lumea le spune Adidas, deși asta e o companie. La fel și Bitcoin e prima implementare a tehnologiei. Exact. Care sunt sau ce sunt de fapt monedele digitale și cum le putem clasifica în funcție de destinațiile? Avem mai multe categorii. Avem în primul rând categoria monedelor care singurul lor scop este să mute valoa. Ok. Și aici ne gândim, de exemplu, care poate să fie o monedă sau un token. Moneda o ai în cazul Bitcoin, de exemplu, unde singurul lucru cu care se ocupă rețeaua este mutat acești Bitcoin din stânga în dreapta. Mai poți să ai rețele unde ai ce se numesc token și imaginează-ți că ai mai multe feluri de Bitcoin într-o rețea, da? Și tu poți să ai, de exemplu, Ether sau poți să ai tokenul de la browserul Brave în aceeași rețea. Ok. Și acestea sunt în principiu două feluri de monede. Și atunci, tu ai rețele care se ocupă cu un singur lucru și ai rețele care îți permit să faci și alte lucruri.
Ok. Și aici ne gândim la Ethereum, care te ajută să faci, de exemplu, nu știu, contracte inteligente. Și tokenii aceștia poți să-i pui în mai multe categorii, să spunem așa. Sunt tokeni care ajută, sunt tokeni de utilitate, să-i spunem, care te ajută să efectuezi operațiuni în rețea. De exemplu, în rețeaua Ethereum, ca tu să publici un contract inteligent, trebuie să plătești cu Ether. Și ei se consumă în cadrul rețelei în momentul în care tu faci o operațiune. La fel, dacă vrei să... o secundă, am pierdut când îmi pare rău. Vorbeam de tipurile de token. Vorbeam de tipurile de token. Și atunci tu ai tokenurile de tip utilitate, care, de exemplu, poți să-i folosești să muți valoare în Ethereum sau poți să îi folosești în cadrul unui smart contract. Okay. De exemplu, poți să-ți imaginezi pentru asigurare, dar tu ai nevoie de... ție se poate emite un token care e asigurarea ta. Okay. Sau poți, de exemplu, să fii într-o rețea de prevenție a spălării banilor, cum este există un astfel de token pe rețea, se cheamă CoinFlux și ce fac este, ca să le folosești serviciile, trebuie să cumperi acest token de la ei. Okay. Și tu, în momentul în care vrei să-l folosești, tu consumi din acești token. Da? Și deci ai plătit într-un fel cu Ethereum. Exact. I-ai cumpărat, nu știu cum îi cheamă, da, pe tokenii lor și ca să pot folosi serviciu va trebui să plătesc cu tokenii. Exact, și plătești cu acest token. Okay. Și asta poți să faci, de exemplu, pentru multe. Există o companie, Restart Energy, unde ei se ocupă cu curentul electric, de exemplu, poți să iei de la ei. Și astea sunt utility tokens. Okay. Mai sunt ce se numesc... security tokens, care practic înseamnă ca tu să emiți acțiuni, de exemplu, de la compania ta pe blockchain. Oh, interesant. Și, de exemplu, eu spun, ok, de mâine vreau să fie CoinFlux compania publică și oricine poate să cumpere acțiuni de la noi emise pe rețeaua Ethereum, să spunem, unde okay. se face cel mai des. Și în momentul în care este un security, teoretic ar trebui să fie reglementat, unde eu trebuie să mă duc la ASF, să cer autorizare ca eu să mă pot lista și tot felul de astfel de cerințe legale, să spunem așa. Okay. Dar se pot emite, de exemplu, obligațiuni sau acțiuni sau alte instrumente financiare care sunt ce se numește securities. Adică instrumente financiare se pot emite pe un blockchain. Și ele ar fi și le voi cumpăra cu un token sau. Da, adică tu poți să le cumperi cu euro, de exemplu. Așa? Da, mă duc și vreau să cumpăr acțiuni la o bancă din Cluj, să spunem. Da? Și mie mi se emit niște token pe rețeaua Ethereum sau pe un alt blockchain. În schimbul banilor pe care eu i-am. Am înțeles. Și aici. A fost o mare nebunie cu astfel de token de security și de utility undeva la sfârșitul anului trecut și începutul acestui an, pentru că multe companii încercau să atragă finanțare astfel. Și neuitându-se sau fiind neclară zona de legislație, mulți au emis token care de fapt erau securities, deși nu erau autorizați de către reglementator și am văzut mai multe astfel de cazuri sancționate în state și au început și în Europa să se uite mai atent la zona asta. Da, mai zilele trecute citeam de ceva de genul ăsta, că au fost amendați cu vreo 500 de milioane sau ceva de genul ăsta, niște companii din state. Asta mi-a scăpat, dar știrea asta am scăpat. De exemplu, am avut un exchange descentralizat, care ei ce fac? Au un contract, un smart contract pe rețeaua Ethereum, care ție îți permite să faci tranzacții între terți, între persoane. Și ca și o bursă clasică, unde eu zic că vreau să vând niște acțiuni la nu știu ce, la o companie și mai ai un cumpărător care el pune acolo un ordin ce eu vreau să cumpăr. Da? Și la ei pe acest serviciu s-au schimbat niște security tokens. Așa. Da? Și atunci Security and Exchange Commission, care e ASF-ul din state, le-au dat amendă. Pentru că n-au respectat reglementările în ceea ce privește emiterea de... Ei n-au respectat pentru că tu, ca să tranzacționezi acțiuni, trebuie să fie o bursă reglementată. Și ei, fiind descentralizate, nu e reglementată.
Pentru că au zis că pot să fac orice. Și atunci, în momentul în care vrei să emiți securities, pentru că e foarte la modă să faci crowdfunding cu tokens pe rețeaua Ethereum de față, foarte important când emiți și când știi ce vrei să faci, să faci niște verificări înainte cu avocații. Ok. Adică au apărut și avocați specializați deja în zona asta de blockchain, da. Pentru că... Dar nu trebuie să fie specializați, pentru că tu faci ceva, dacă ai face în lumea fizică, să spunem, la fel trebuie să mergi la avocat și spui, domnule, vreau să emit acțiuni. Tu, pentru că nu emiți acțiuni, de exemplu, la o bursă reglementată, că emiți pe rețeaua Ethereum, e tot emis de acțiuni și atunci nu contează că avocatul... Unde le-ai distribuit? Exact. Contează distribuția în sine. Exact. Și atunci tot trebuie să ajungi la avocat. Ok. Oare mai avem alte tipuri de token despre care să vorbim? Sau asta am avut. Să... Am avut monedele clasice, care să le numim, nu știu, payment tokens, de exemplu. Ok, monede pentru token de plată. Da. Transferul pentru transfer valoare. Și aici da? Avem Bitcoin, Ripple, mă rog, XRP, Dash, Monero. Okay. Și pe de altă parte mai avem acești token care sunt de două feluri. Ai utility tokens, care te ajută să, pe care tu îi folosești ca să achiziționezi produse sau servicii în cadrul unei rețele. Și mai ai securities, care sunt instrumente financiare care pot să fie emise pe blockchain. Cam acestea ar fi tipuri. Ok. O întrebare de profan acum. Toată povestea asta cu securities este legată musai de un ICO? Nu trebuie să fie neapărat legată de ICO. Au fost niște, este, nu mai țin minte țara exact, unde s-au emis obligațiuni pe blockchain. Dar asta era un blockchain privat, nu era un blockchain public. Și acolo au aplicat legislația care trebuie și le-au putut aplica. De exemplu, în Singapore au în lucru un sistem de trading de obligațiuni de stat pe blockchain, pe un blockchain privat de Ethereum. Unde toți participanții din rețea au chei publice private, ei acolo dețin niște obligațiuni și dețin bani. Și în momentul în care vrei să faci o tranzacție, se verifică în rețea dacă ai suficient bani sau ai suficiente obligațiuni încât să poți să faci tranzacție. Da? Asta e o aplicare în viața reală, să-i spunem, da. A tehnologiei blockchain cu security tokens. Excelent. Bun. Cum apar banii, de fapt, în povestea asta? Care sunt principalele metode de emisiune de cripto? Dacă în lumea reală avem nevoie de bancă centrală care dă drumul la tiparniță și scoate fiat money pe piață, cum se întâmplă această generare de bani în zona de cripto? Cum avem mai multe feluri de monede, să spunem, la fel variază și metoda în care ele se emit. Prima implementare care a fost Bitcoin se emite prin procesul de minare. Și atunci, în momentul în care tu ai făcut acea muncă, ai depus acea muncă și ai demonstrat rețelei că tu poți, că tu ai depus munca, tu practic practic ai dreptul să ți emiți ție niște monede. Okay. Deci în momentul în care tu găsești un bloc în rețeaua Bitcoin, tu de față poți să ți dai ție 12,5 Bitcoin. La fel se întâmplă pe orice rețea unde se minează, da? Și atunci asta e prima, întotdeauna într-un bloc, prima tranzacție este faptul că îți dai ție niște bitcoin. Deci se minează numai acolo unde este nevoie de proof of work? Mining-ul propriu-zis asta ar fi. Okay. Da. Pentru că noi de ce numim mining sau minerii? Pentru că în momentul în care s-a gândit rețeaua Bitcoin, ei au spus că ar trebui să fie similar cum funcționează aurul. Și atunci aurul, tu ca să poți să îl ai, trebuie să le tragi din pământ. Okay. Care înseamnă ca tu să depui niște eforturi de muncă propriu-zisă să le tragi din pământ. Și ei au gândit așa sistemul. Ce diferențiază poate de banii clasici este limita în rețeaua Bitcoin a numărului de Bitcoin care poate să existe vreodată. Și la Bitcoin e 21 de milioane. Nu pot să existe niciodată mai mult de 21 de milioane de Bitcoin. Această limitare variază în funcție de rețea și de cum e ea programată. Practic, nodul de care discutam mai devreme, el practic ce face este să aplice regulile rețelei. Da? În rețeaua Bitcoin înseamnă
cum trebuie să arate o tranzacție, ce elemente trebuie să conțină, câți bitcoin se pot emite, de către cine și toate aceste reguli sunt agreate de rețea și practic asta face bitcoinul să fie bitcoin. Deci nodul arbitrează rețeaua într-o fel. Exact, da. Okay. Și tu dacă vrei să faci, de exemplu, o tranzacție care nu e conformă cu regulile, restul nodurilor o vor rejecta. Mm-hmm. Da, nu s-o acceptă. Și atunci, revenind la, la întrebarea ta, practic, asta e o protecție împotriva inflației, de exemplu, pentru Bitcoin. Ei așa au gândit. Au gândit un sistem deflaționist prin care poți să limiteze numărul de monede care există și ei speră că astfel să facă un sistem deflaționist în care banca centrală nu poate să emită bani. Deși băncile centrale în ziua de astăzi nu printează bani. Au descoperit niște metode mai facile, să zicem așa, de da, pe piață. Pentru că în momentul în care tu începi să printezi bani, împățești ca și Venezuela sau ca și Germania după primul război mondial, în care tu îți produci inflație și prețurile cresc, oamenii au acelea salarii și nu-și mai permit să mănânci. Astfel de scenarii poți să ai. În ziua de astăzi, băncile centrale ce fac este un swap. Ei practic ce fac, împrumută bani din viitor. Și ei spun, pentru o perioadă de 5 ani am împrumutat niște bani din viitor care să ne ajute să trăim mai bine. Să trăim mai bine, da, să avem creștere economică și practic pe parcursul timpului acești bani se anulează și ajungi la final, la finalul celor 5 ani în care tu ai aceeași masă monetară. Ok. Știu că ești expert în inflație și dar am permis să vorbim și de subiectul ăsta. Și mai ai, că am răspuns numai parțial la întrebare, mai ai token care se emit pe o altă rețea. Și, de exemplu, în rețeaua Ethereum tu ai un contract inteligent, un smart contract, care el poate să emită token. Da? De exemplu, dacă eu vreau să am un proiect nou pentru care vreau să atrag finanțare, pot să mă duc să descriu proiectul și să cer de la oameni finanțare. Okay. Da? Și ei, în schimb, să primească niște token pe care ei se poate să-i folosească în viitor pentru produsul meu. Și asta pot să-mi imaginez, de exemplu, pentru curent electric, de exemplu, să-mi plătesc curentul electric sau pentru produsul care l-au CoinFirm sau, nu știu, pentru browserul Brave, de exemplu. Și atunci, în momentul în care eu, de exemplu, trimit Ethereum spre acel smart contract, smart contract îmi emite automat niște token. Ok, adică schimbă Ethereum-ul meu pe niște token proprii pe care eu pot să folosesc ca să am acces la sensul respectiv. Adică, dacă mi este permisă analogia, vii cu Ethereum la noi în țară, noi folosim moneda locală, tokenul nostru care se numește leu. Exact. Da? Și atunci, evident că în România poți să cumperi doar cu lei, așa că schimbi Ethereum-ul pe tokenul meu ca să poți să beneficiezi de ce se întâmplă aici, să mănânci, să te distrezi, să mergi la Untold și alte lucruri de genul ăsta. Bun, excelent. Sper că suntem de folos cu lucrurile astea. Văd că au început să apară întrebări din partea voastră. Vă mulțumim pentru ele și ne cerem iertare că nu răspundem chiar așa instant. Dar pe final, cu permisiunea voastră, dacă veți fi alături de noi încă vreo 20 de minute, o să răspundem tuturor întrebărilor voastre care au apărut până acum în chat. Fiți așadar alături de noi, gândiți-vă la întrebările voastre și notați-le ca să vă putem răspunde punctual. Ca orice tehnologie nouă și destul de recentă, sunt convins că și blockchain are niște provocări. Are. Putem vorbi un pic de ele? Și este normal. Cea mai mare problemă care s-a identificat în momentul de față este una de scalabilitate și de numărul operațiunilor sau tranzacțiilor care se pot face în rețea. Și acest lucru a fost evident în rețeaua Bitcoin la un moment dat anul trecut, în care costurile de transferat valoare sau de transferat Bitcoin deveniseră foarte mari pentru că toată lumea vrea să folosească rețea. Așa. Unde tu ai o limită de jur de 7 tranzacții pe secundă în rețeaua Bitcoin, pe când, de exemplu, nu știu, Visa sau Mastercard, ei fac zeci de mii de operațiuni pe secundă. Ok.
Și problema asta de scalabilitate este una dintre cele mai... Adică să înțeleagă toți cei care ne urmăresc, este o problemă de trafic, în speță dacă aducem un milion de mașini în Cluj-Napoca, nu mai putem mișca niciunii din stânga-dreapta pentru că umple străzile. La fel s-a întâmplat probabil și în cazul Bitcoin-ului anul trecut, când toată lumea avea să tranzacționeze și nu mai avea unde. Exact. Pentru că ei au o limită de 1 mega odată la 10 minute, adică în rețeaua Bitcoin se poate stoca 1 mega de informație odată la 10 minute. Okay. Au făcut între timp un upgrade anul trecut și lucrurile se îmbunătățesc. Ok. Și adică și-au lărgit străzile, cum ar trebui. Și-au lărgit străzile, exact. Dar totuși încă nu poate să ajungă la nivelul de, nu știu, un Visa sau Mastercard. Ok. Asta e una legată de scalabilitate. Asta e o problemă de scalabilitate și se lucrează la mai multe variante. De exemplu, într-un sistem de proof of stake, teoretic, poți să faci mai multe operațiuni în același timp decât poți să faci pe unul de proof of work. Și pe de altă parte, nu știu, Ethereum poate să facă spre 1 milion de operațiuni pe zi, de exemplu, unde Bitcoin poate undeva la 200.000. Ceva în zona asta. Și fiecare lucrează la bucata lui de a rezolva această problemă de scalabilitate și inclusiv alte proiecte. Și pentru că tehnologia e foarte nouă, de exemplu rețeaua Ethereum, ai probleme care pot să apară cu aceste smart contracts, contractele inteligente. Fiind un limbaj de programare nou, să-l numim, încă nu s-au identificat toate bugurile și toate variantele prin care el poate să fie hackuit, să spun. Așa. Și atunci ai avut cazuri în care tu ai scris, ai un smart contract care e public pe rețeaua Ethereum, poate să-l acceseze oricine, și ai fost hackuit pentru că ai un bug în soft pe care tu l-ai scris. Așa. Și atunci ai o problemă de siguranță. Da? Și mai ai, de exemplu, o problemă de adopție de față, da? Pentru că puține persoane folosesc Bitcoin, de asta nu toată lumea acceptă la plată Bitcoin sau Dash sau XRP sau alte monede. Și e un fel de problemă de ou și găina și scalabilitatea, știi? Așa. Mai mulți oameni ar vrea să se accepte să se folosească doar Bitcoin ca să înlocuiască monedele tradiționale, să spunem. Dar în același timp nu se poate acest lucru pentru că scalabilitatea te oprește și câteodată aplicațiile care sunt disponibile pentru a folosi monede digitale sunt mai puțin usuale. Dar în ultimii 2 ani asta s-a schimbat mult. Când, de exemplu, te uiți acum 3 ani ce aplicații, ce portofele existau pentru a stoca monedele față de astăzi, atunci este foarte mare. Era mult mai dificil. Trebuia un doctorat ca să te poți apropia de așa ceva. Da. Mai sunt și alte provocări pe care nu le-am atins. Una din ele, dacă bine mi-amintesc, la un moment dat citisem despre, așa cum spuneai tu, despre posibilitatea de a fi atacat într-un fel sau altul, un smart contract sau așa mai departe. Dar ce a rezolvat de fapt blockchain-ul, și mi se pare că aici este un lucru foarte important, este această problemă a dublei plăți. Adică, într-un fel sau altul, nu, teoretic, blockchain-ul nu mă lasă să fac aceeași plată de 2 ori folosind o singură sumă de bani. Așa este. E problema clasică de încredere, în care în momentul în care eu îți fac ție o plată, tu poți să ai încredere că doar ție ți-am făcut așa plată și nu mai multor persoane. Și cum se rezolvă problema asta este că în momentul în care tu ai un blockchain public, cum este Bitcoin sau cum ai Ethereum, acolo într-un bloc se poate include o singură tranzacție care cheltuie, să spunem, acel Ether care vreau să ți-l trimit eu. Și în momentul în care tu ca și comerciant ai accepta o plată neconfirmată de rețea, adică neinclusă într-un bloc, te expune la niște riscuri. Da? Și atunci, în general, pentru a se accepta plăți, oamenii așteaptă o perioadă de timp. Deci, de exemplu, noi pentru rețeaua Ethereum acceptăm plăți la 12 confirmă. Ok. Da? 12 confirmă înseamnă că din momentul în care s-a inclus în bloc tranzacția, s-a mai adăugat peste încă 12 blocuri. Da? Încă 11 blocuri. Okay. Și cu cât trec mai multe blocuri, cu atât poți să fii mai sigur că este imposibil de schimbat trecut. Am înțeles.
double spend-ul acesta, sau mă rog, cheltuirea asta de două ori, practic este un tip de atac în cadrul rețelei. Cum poți să faci acest double spend? Este, tu ca și miner, poți să minezi mai multe blocuri, dar să nu le publici în rețea. Ok. Să le țin oarecum neînchise, cum ar fi, exact. Neterminate. Le ții pentru tine și nu le publici în rețea. Și, de exemplu, tu trimiți către, vrei să cumperi ceva, nu știu, o mașină, să spunem, ceva de valoare mai mare, sau vrei să-i depui într-un exchange, într-un serviciu de schimb, tu faci o tranzacție, o publici, și în același timp, tu minând în spate, mai faci o tranzacție pe care o incluzi numai în blocul tău. Da? Aha. Și în loc să publici următorul bloc, să spunem, aștept să produci mai multe și schimbi istoricul rețelei, practic. Da? Rețeaua, să spunem că publică în următoarele 10 minute 5 blocuri, da? Și tu poți să vii cu 6. Da? Și atunci tu ai demonstrat că ai muncit mai mult, da? Că ai produs 6 în loc de 5. Și practic se înlocuiesc acele blocuri care sunt produse de altcineva cu ale tale. Okay. Da? Și în momentul acela, prima tranzacție, chiar dacă a fost acceptată într-un bloc, blocul ăla nemai existând, tranzacția nu mai este acceptată. Exact. Da? Și tu, înlocuind un bloc nou în care este tranzacția ta, aceasta devine acceptat. Și atunci, dacă tu ca și comerciant ai acceptat deja plata și mi-ai trimis produsul, nu o să mai primești banii. Nu o să mai primești banii, că eu i-am trimis altcuiva. Da? Poate am încercat să cumpăr două mașini sau. Exact. Habar n-am, se pun într-un echip. Și acest lucru, pe rețea Bitcoin, e foarte puțin probabil să se întâmple și pe rețelele mari. Riscul este extraordinar de mic și mai ales, de exemplu, când ajungem în zone și pe Ethereum de 10, 12, 20 de confirmări, deja e foarte puțin probabil. Pentru că ce se întâmplă este, rețeaua poate să producă înaintea ta mai multe blocuri și tu rămâi cu ele produse și nepublicate și ai consumat resursele și nu ți-ai fructificat efortul, exact, închizând blocul și scoțându-l în rețea. Exact. Am înțeles. Deci, într-un fel, te penalizează dacă vrei să faultezi, te poate faulta însă și rețeaua și tot efortul tău e în zadar. Da, și atunci tot ce e nevoie, dă un pic de atenție să nu acceptați plată la zero confirmat, în principiu în nicio rețea. Da? Probleme de double spend se pot întâmpla în rețele mici, unde ai mineri puțini, unde nu poate să, sau mă rog, nu e așa greu să poată confirma. Nu e așa greu ca tu să produci mai multe blocuri, pentru că competiția e mică și poți să produci, ai noroc să produci mai multe și să reușești să faci un double spend. Unul din avantajele majore ale blockchain-ului este descentralizarea. Ce beneficii reale ne poate aduce și cum le putem fructifica? Ce înseamnă descentralizare? Hai să începem. Ah, okay. Așa să definim. Să începem de acolo. Sună bine de altfel, mai ales pentru noi care nu suntem foarte prieteni cu centralizarea, cu aia comunistă de pe vremuri. Cred că trebuie definit așa. Da. Un sistem centralizat este acela în care o singură entitate sau o singură persoană are control total asupra ce se întâmplă. Într-un sistem descentralizat, aici ai mai mulți actori care împart putere, să spunem așa. Și atunci, cum povesteam mai devreme că în rețeaua Bitcoin sunt câteva zeci de mii de noduri care operează rețeaua, fiecare are aceeași putere ca și ceilalți. Da? Da? Și nu poate să vină unul dintre noduri să zică, eu zic să nu mai fie 21 de milioane de bitcoin, că ar trebui să fie 22 de milioane, să-mi dau mie un milion. Da? Mm-hmm. Restul rețelei ar rejecta asta. Și practic ăsta e un sistem descentralizat, unde ai mai mulți actori care împart putere. Ok. Hai să ne ducem la beneficii atunci în toată povestea asta. Adică ce se schimbă versus ce știam până acum în sistem centralizat? Poți, de exemplu, să faci prevenție de abuzuri, cum vorbeam mai devreme, într-un sistem în care toate licitațiile publice ar fi pe un blockchain, unde nu poate să vină cineva central să spună, chiar dacă tu ai pus alt bid la licitația asta, eu o să-i dau contractul unui prieten care e de la mine mi-a construit o casă. Da? E de la mine din exact. Da.
Și atunci poți să rezolvi, de exemplu, o problemă de genul ăsta cu descentralizarea. Și pe de altă parte, nu ai un singur punct unde să se poată strica jucăria. Adică sunt mai multe țări pe glob unde ei spun că Bitcoin este banat. Da. Dar tu, având o rețea descentralizată și existând informația nu doar în țara aceea despre istoricul blockchain-ului, ci existând peste tot pe glob, n-ai cum să-l oprești. Da. Și asta e... Ai văzut țări unde s-au oprit tot felul de rețele de social media în anumite momente, pentru că ele sunt sisteme centralizate. Da? Tu când încerci să intri pe Facebook, există facebook.com și trebuie să intri acolo. Când tu vrei să trimiți o plată în Bitcoin cuiva, această rețea este globală. Și au făcut, este o companie care a făcut inclusiv un sistem prin care tu poți să publici prin satelit tranzacțiile și să primești blocurile prin satelit. Da. Deci nu mai ai nevoie de internet. Da, și să nu mai ai nevoie de internet. În cazul în care în țara ta se blochează internetul, cum am văzut parcă în Tunisia la un moment dat. Da. Și o astfel de descentralizare, practic, poate să oprească tot felul de cenzuri și de tentative de abuz din partea autorităților, de exemplu. Și, pe de altă parte, dacă... Nu știu, am avut cazul în care un service provider nu mai poate să ofere servicii. Atunci, fiind rețea globală și descentralizată, nu mai e punctul ăla unde ceva poate să strice. Corect. Foarte interesant de discutat în contextul ăsta. Una din întrebările celor care ne urmăresc a fost legată de: se poate construi un sistem de vot pe blockchain? Se poate. Da, se poate. Încă n-am văzut asta făcut și implementat la propriu, un sistem de vot pentru alegeri, să spunem. Pentru alegeri. Am văzut sisteme de vot implementate pentru anumite decizii. Uh-huh. De exemplu, foarte faimosul contract DAO care a fost pe Ethereum. Acolo puteai să alegi contractul unde face investiții și atunci puteai să votezi. Deci tentative au existat și sunt care se folosesc. Acum, pentru alegeri la scară foarte largă, cred că marea problemă ar fi una de user experience, sincer. Uh-huh. În care tu să gândești și să faci un sistem în care oricine de orice vârstă să poată să folosească și să acționeze în sistemul ăsta. Cred că e mai degrabă o problemă de logistică / IT decât e o problemă dacă ar putea un blockchain. Dacă blockchain nu poate duce asta, da. Am înțeles. Dar s-ar putea face asta. Și atunci a evitat tot ce înseamnă renumărarea voturilor acum din Florida. Nu știu dacă urmăriți alegerile la american, a fost foarte interesant, în care multe voturi s-au anulat, că erau trimise prin poștă și tot felul de astfel de lucruri care s-au întâmplat acolo, care teoretic ar putea să fie evitat. Uite, îți spun eu care ar putea să fie o soluție. Cum are în Estonia este acel card al lor emis ca și de cetățean, care el are un chip înăuntru și cu el poți să semnezi document. Și chipul ăsta tot așa folosește criptografie și el poate să certifice că tu ești persoana care a semnat acel document. S-ar trebui un astfel de sistem național în care toate buletine sau documentele de identitate au un astfel de chip care poate să semneze și să facă funcții criptografice. Excepțional. Hai să ne ducem un pic în lumea reală. Sunt alături de noi cu siguranță și oameni care au business-uri pe pământ, cum spun eu, un magazin de pâine sau poate o fabrică de papuci sau așa mai departe. Cum îi poate avantaja pe ei blockchain-ul sau cum pot să folosească tehnologia asta în favoarea lor, dacă nu acum, în viitorul apropiat? De exemplu, pentru cine acceptă plăți, care înseamnă magazin online, magazin fizic,
Voi folosiți de multe ori un procesator de plăți pentru plățile cu cardul, care acest procesator de plăți ia niște taxe care pot să fie semnificative în unele cazuri. Adică mers spre 2-3%. Da, și dacă n-ai o marjă foarte mare, 3% exact. E un cost suficient de mare. Da. Și nu neapărat dacă n-ai o marjă mare, dar îți lungește și timpul în care primești banii, că poți să-i primești numai, nu știu, o dată pe săptămână și tu, de exemplu, dacă ești un magazin mic, poți să ai o problemă de cash flow. Corect. Și atunci se lucrează la soluții pe blockchain ca tu să poți să faci aceste plăți și să poți să le accepti aproape instant sau în câteva secunde și să nu mai ai aceste comisioane care ție ți le iau terții pentru procesarea de plăți. Și aici putem să ne gândim la XRP, putem să ne gândim la Dash, de exemplu, care are tot așa un timp foarte bun de confirmare. Sunt niște proiecte la care se lucrează. Pentru Bitcoin, în momentul de față e greu ca să poți să accepți cu zero confirmări, dar el lucrează la un sistem care îl pun peste, se numește rețeaua Lightning, care practic blochează cumva Bitcoinii în blockchain-ul principal și tu toate tranzacțiile le faci într-un sistem secundar. Mm-hmm. Și sunt legate una de cealaltă și în momentul în care tu îi cheltui în sistemul secundar, nu mai poți să îi cheltui și în sistemul principal. Da. Ceva de genul ăsta și asta permite să faci plăți, microplăți la costuri foarte, foarte reduse și să-ți plătești să-ți cumperi cafeaua care ți-ai dorit. Care ți-a dorit-o și din țara în care... Și din țara de unde pe care dorești. Dar și poți să cumperi oriunde pe glob, da. Pe de altă parte, poate să-ți reducă și costurile cu plăți internaționale, dacă faci import-export, de exemplu, sau turism, sau alte business-uri care fac foarte multe transferuri internaționale, unde tot așa îți reduce costul tău de a transfera bani de la poate câteodată 10 sau 1000 de euro pentru valori mari, poate să-ți reducă la câțiva cenți. Wow! Excelent. Și mai poți, de exemplu, pentru companii noi sau pentru idei de business, este acest sistem de crowdfunding care e folosit pe Ethereum, unde tu faci un ICO pentru produsul tău și încerci să atragi finanțare astfel față de sistemul tradițional unde cauți angel investor și seed money sau și te duci la familie să ceri niște bani. Sau la familie, da, sau la venture capital, da. Sunt sau la prieteni, sunt niște variante. Și asta am văzut că e tot mai popular. Chiar dacă, să spunem, prețul monedei, prețul Ether-ului a scăzut semnificativ, vedem că anul acesta s-au emis mai mulți token din aceștia și valoarea lor este mai mare. Era deja la 9 luni, era mai mare decât tot anul trecut. Cu toate că am văzut prețul scădere. Da. Ether-ul a scăzut. Mulțumesc. Vlad, ne apropiem de final. Dacă ar trebui să faci cumva o predicție, te provoc să faci o predicție în sensul ăsta, deși știu că nu ești foarte prieten cu genul ăsta de abordări, vor putea înlocui criptovalutele banii așa cum știm noi astăzi? În forma lor actuală, nu. Pentru că tu ai un sistem economic care nu este bazat pe o cantitate limitată de bani. Istoric am văzut că acest sistem în principiu nu funcționează. Da? Când tu ai avut în trecut un sistem de bani legați la aur sau legați la argint sau alte lucruri cu cantități finite, ai avut niște limite. Practic, da, ai niște limite, pentru că în momentul în care tu, de exemplu, vrei să dai împrumuturi către persoane, ca și bancă, să spunem, tu poți să dai numai din banii pe care i-ai. Da? În momentul de față, practic, băncile pot să dea împrumut mai mult decât au bani. Se numește cu fractional reserve, să-i spunem. Da, rezerva fracționară. Da? Rezerva fracționară și tu poți să dai, de exemplu, de 3 sau 4 sau de 5 ori mai mult împrumut decât ai în depozite atrase. Exact, da. Și asta este practic creat bani din nimic. În acest sistem și băncile au. Și problema este că
în sistemul financiar actual, economia nu ar mai putea să crească cu ritmurile de creștere care le-am văzut. Dacă am trece, pe... Exact, în ultimii 50 de ani, dacă noi am trece înapoi pe un sistem care era folosit în trecut. Și dacă ne uităm pe datele istorice, nici inflația n-a ținut-o constant în acest sistem, pentru că ea variază din alte motive, de exemplu, nu știu, cât de bun e anul agricol, da? Sau alte astfel de lucruri, și nu neapărat numai din cantitatea banilor care se află în economie. Și atunci, în sistemul actual, de exemplu, ca și Bitcoin, nu știu dacă poți să înlocuiască de tot o monedă tradițională. Poți, pe de altă parte, tu ca și stat să emiți o monedă care e bazată pe blockchain, dar pe care să o controlezi tu. Și încerci să ai multe din avantajele care le oferă blockchain, mai puțin descentralizat. Acest lucru ție ca și bancă centrală, de exemplu, ți-ar da niște avantaje. Și avantajele țin de politică monetară, în primul rând, unde la noi în România, Banca Națională ia decizii în principiu la 2-3 luni de politică monetară. Și aici tu ai putea să iei decizii și să faci intraday, de exemplu, da? În aceea zi vezi că există niște probleme acolo în piața monetară și poți să începi să reglezi. Da. Excelent. Dar eu nu exclud ca în viitor să avem niște monede care încă nu s-au inventat, care pot să fie bazate pe tehnologia blockchain, care pot să înlocuiască de tot. Desigur, tu poți să folosești ca și alternativă, că nu trebuie neapărat să înlocuiască. Da? Tu poți să folosești ca metodă de plată în momentul de față. Da? Poți să folosești bani cash, poți să folosești cardul, la fel poți să folosești Bitcoin sau altă monedă. Da? Dash, XRP, care sunt făcute și gândite special pentru plăți și poți să faci plăți de mică valoare. Super! După cum știm, sunt țări care deja au recunoscut sau au acceptat criptovalutele ca un activ, ca o clasă de activ. Și poate nu neapărat dezinteresat în ideea că într-un fel sau altul le vor putea impozita sau așa mai departe. Care sunt așteptările de comportament ale clasei de active numite criptovalute versus clasele de active tradiționale, imobiliare, de valoare, acțiuni și așa mai departe? Ești expert în asta, ai lucrat în asta multă vreme. Dă-ne un punct de vedere. În momentul de față, eu le-aș numi active speculative. De acord. Pentru că povesteam înainte de să intrăm în emisie că citisem un articol foarte interesant în care se făcea o paralelă între a tranzacționa acțiuni clasice și a tranzacționa monede digitale. Și ei spuneau că în cazul acțiunilor tu ai niște metrici pe termen lung la care poți să te uiți, nu știu, preț față de venituri, capitalizare și capitalizare, adică cât capital ai tu, de exemplu, ca și bancă. Da? Și alte astfel de metrici care se dau odată la 3 luni ca să poți să te uiți în trecut. Și pe de altă parte, în cazul monedelor, tu ai, eu ziceam, un metric care e prețul, tu zici, tu ai adăugat volumul, da? Și tu ai practic 2 metrici pe care te bazezi când faci investiția asta. Da. Și atunci e mai mult speculă în momentul de față. De acolo probabil și volatilitatea și emoțiile cu care se încarcă genul ăsta de tranzacții și așa mai departe. Și mulțumesc că ai menționat asta, că într-adevăr vorbim de un activ. Dacă este o clasă de active, este una puternic speculativă și ar fi bine să fiți cu mare băgare de seamă și cu mare precauție, mai ales că dacă anul trecut pe vremea asta deja eram într-un super val de entuziasm ăsta și plin de dopamină cu creșterile la spectaculoase ale Bitcoinului și a celorlalte criptovalute, astăzi cred că cei care se urcă în portofel nu știu dacă sunt foarte fericiți, mai ales dacă au intrat în piață acolo pe la 18-20 de mii, Bitcoinul cu siguranță nu se bucură foarte tare. Dacă tu te uiți la o investiție care vrea să faci în monede digitale și spui eu vreau să fac, să-mi dublez banii în 3 luni, s-ar putea să nu fii mulțumit de rezultat. În principiu, o investiție pe care o faci în această zonă de monede digitale o poți să faci în viitorul unei tehnologii, adică tu spui
Eu cred că moneda X, să spunem Dash, de exemplu, are o tehnologie extraordinară și va revoluționa microplățile, da? Plățile de mică valoare în magazine fizice, da? Sau online. Și care ți-ar permite, de exemplu, să cumperi un singur articol de ziar și să nu trască să-ți iei abonament ca să plătești o lună întreagă. Poți să spui, da, uite, nu zic că asta e adevărul, dar poate să fie o monedă, cum ar fi Dash, care să zici, da, domnule, uite, eu cred că în următorii 3 ani ei o să facă niște chestii care o să revoluționeze piața asta. Și atunci tu faci o investiție care o consideri pe termen mai lung, te gândești care sunt implicațiile și poți să urmărești pe parcurs să rămâi în poziția ta, adică să, după ce ai cumpărat inițial, dacă ți-a plăcut ideea, e foarte important să urmărești ce se întâmplă după. Ei chiar implementează proiectul, toți pașii de care ți-au spus la început îi urmează sau ce s-a schimbat și poți să te decizi pe parcurs dacă are acea valoare sau nu. Dacă tu te gândești pe de altă parte că vrei să speculezi, atunci numai te uiți ce face prețul și te iei numai după preț și cumperi și vinzi. Îți pui semnalele de intrare și de ieșire doar în funcție de preț. Acum, dacă facem analogia asta și ne întoarcem la povestea cu țările, nu te uiți neapărat la moneda țării respective, ci te uiți la cum merge economia țării respective, cum e condusă politic, ce decizii e, așa mai departe. Adică tehnologia este mai importantă decât valuta țării respective într-un fel sau altul. Da, și acum dacă vrei să intrăm într-o zonă de cum ar trebui să se impoziteze câștigurile sau pierderile pe care noi le facem, din păcate la noi nu avem legislație specifică. La noi în România. La noi în România, da. Nu avem legislație specifică și atunci intră la alte venituri care din păcate se impozitează la toată valoarea banilor intrați în cont. Deci tu, de exemplu, dacă cumperi Bitcoin cu 1000 de euro, de 1000 de euro și când îi vinzi ai 1200, ție ți impozitează 1200. Da, 10% din 1200, 120 de euro. Dacă faci pierdere, din păcate la fel, s-ar impozita. Am înțeles. Ei consideră asta venit și investiția inițială nefiind deductibilă. Asta sunt informațiile pe care noi am încercat să le generăm și am avut un eveniment la București în care am discutat cu niște oameni de la Ernst & Young și de la Deloitte, niște specialiști pe zona de taxe, care ne-au dat opinia lor pe ce se crede. Găsiți pe canalul nostru de YouTube toată discuția și puteți să vă uitați. Pe de altă parte, multe țări care spun că nu ne place Bitcoin-ul și Bitcoin is bad și avem și noi o bancă națională de genul ăsta în România, da. Care fie nu înțeleg sau fie nu văd nicio oportunitate pentru ei. Da? Și cum băncile centrale au monopol la emite bani, ei spun că nu poate să emită nimeni altcineva. Sau mai degrabă văd un risc în loc să vadă oportunitate în toată povestea asta și într-un fel îți apără acest status quo pe care l-au dobândit destul de greu în timp. Hai să luăm câteva din întrebările relevante de aici, că suntem, cum am spus, la finalul. Da, am vorbit un pic de taxe și ce plătim în zona asta. Dar apropo de taxe, vreau să zic că lucrează mai mulți oameni ca să discute și încearcă și discută cu autoritățile ca să încerce să-i convingă, exact, ca să pună legislație sau să includă monedele digitale și veniturile de aici la instrumente financiare, ca să ai deductibilitate. Cum sunt acțiunile? Exact. Bun. Orice companie poate folosi și comercializa tehnologie blockchain sau sunt anumite companii care au licență, patent să o folosească? Cine deține sau este proprietarul acestei tehnologii? Tehnologia propriu-zisă nu are proprietarul. Este open source? Pentru că este open source, adică tehnologie. Tehnologia propriu-zisă de a crea blocuri și a le înlănțui este în public domain pentru că este open source odată cu Bitcoin, da? Când s-a publicat. Acum, tu poți să faci un blockchain al tău, care să-l vinzi ca și serviciu privat, cum de exemplu avem compania Ripple. Da? Compania Ripple are două rețele, are o rețea care este privată, care este folosită de bănci să mute valoare, de exemplu, cum muteau din Japonia în Thailanda.
și au și pe euro și în Europa cu Canada, am văzut o felul de exemple. Și mai au rețeaua publică unde este tokenul XRP, unde practic este o copie a rețelei lor private, doar că băncile nu participă în ea, că nu pot. Așa. Pentru că tu nu poți să faci public fiecare transfer pe care îl faci între persoane, da? Cu datele, cu procesarea datelor cu caracter personal, exact. Dar opriți să exact. Faci asta. Exact. Și atunci tu ca și companie poți să gândești un produs bazat pe blockchain cu care nu trebuie să fie open source. Și poți să-l vinzi, fără nicio problemă. Excelent. Ce se va întâmpla cu Bitcoin și celelalte cryptocurrency dacă una sau mai multe țări vor implementa moneda digitală națională proprie care înlocuiește moneda curentă națională? Eu nu cred că acolo ar fi competiție față de Bitcoin. Eu cred că acolo ar fi competiție numai față de moneda națională și nivelul de utilizare. Pentru că, până la urmă, una din principalele avantaje ale Bitcoin și a unei monede descentralizate este descentralizarea aceasta, unde nu poți să ai o persoană care să distrugă economia unei țări sau un grup de persoane, cum vezi momentul de față în Venezuela sau cum au fost multe alte țări, unde niște decizii greșite au dus la mari pierderi economice. Da, că tot vorbeam de Venezuela, avem aici o întrebare. Ce părere aveți despre Petro, moneda, criptomoneda Venezuela? N-am o părere. Nu știu destule despre Petro ca să pot să spun. Emiți o opinie. Da, și în principiu nu vorbesc despre ce nu știu. Citisem la un moment dat, ei, din ce am înțeles, vreau să lege de prețul petrolului. Ceva în zona asta, pentru că ei ca și țară au o bună parte din venituri din petrol și atunci cumva să legem moneda de prețul petrolului. Care asta, eu vorbesc din punct de vedere de economist, n-are cum să te ajute pentru că nu-ți rezolvă problema. Exact, adică îți dă o dublă volatilitate, exact, în ultima instanță. Da, și tu ca și cetățean, astăzi cumperi o pâine, mâine, nu știu, peste o lună cumperi două, după aceea iar cumperi numai una. E foarte ciudat. Da, va fi un dans ciudat ăsta. Adică te întorci în nu știu, când aveai economia agrară, unde 80-90% din populație făcea numai agricultură și în funcție de cât de bun era anul agricol, atât de bogați erau oamenii. Și atât de mare era prețul grâului sau cartofului și în funcție de producție. Și acum, ca să complicăm lucrurile, legăm prețul grâului de prețul petrolului. Ca exact, să fie... da. Da, e interesantă abordarea asta. Dacă cumperi sau vinzi Bitcoin prin Revolut, se plătesc taxe pe profit în România? Tu ești rezident fiscal în România, plătești unde ești rezident fiscal, că trăiești în România, că trăiești în Spania sau în Portugalia sau în orice țară din lume. Exact. Deci indiferent prin ce metodă sau exchange folosiți sau cumpărați criptovalute, va trebui să supuneți legislației țării care i-a aparținut. Acum, întrebarea pe care pot să pun este dacă autoritățile știu că tu ai cont la Revolut sau nu. Răspunsul este da. Este un acord internațional care, nu știu, erau în jur de 100 de țări, ultima oară când m-am uitat, care practic îți transmit țării tale de cetățenie conturile bancare din orice țară unde ai tu cont. Sau, mă rog, dacă țara au aderat la convenția asta. Și acum erau peste 100 de țări, cu siguranță cele din Europa deja șeruiesc informații. Dacă nu de anul trecut, cred că de anul ăsta sau anul viitor. Dar cândva în viitorul foarte apropiat nu o să poți să zici, domnule, eu am cont în Marea Britanie sau am cont în Lituania și nu mai plătesc taxe că ei nu știu că eu am acolo. Dar ei știu. Da, așa că răspunsul este declarați-vă veniturile de acolo, că altfel s-ar putea să aveți neplăceri cu fiscul românesc. Suntem la final. Dacă vrei să ne lași un corolar sau un gând vis-a-vis de ce am conversat astăzi, am vrut să facem un pic lumină în ceea ce privește blockchain-ul ca și tehnologie într-o primă fază. N-am intrat foarte profund în ceea ce privește schimburile de criptovalute,
direcția în care se duce piața și alte lucruri de genul ăsta. Pentru că, repet, am vrut să punem niște cărămizi foarte clare în ceea ce privește, în primul rând, tehnologia care este în spatele criptovalutelor, ca după aceea să putem, în episoadele următoare, să discutăm mai clar și mai punctual lucruri mai avansate în direcția asta. Eu ce mi-am dorit când ne-am gândit să facem acest webinar era să ajutăm cât mai multe persoane ca să înțeleagă niște lucruri de bază. Pentru că toată lumea aude Bitcoin în sus, blockchain, dar poate că informația e mai greu de digerat și am încercat astăzi, asta era scopul webinarului, să vă ajutăm să înțelegeți mai bine și chiar dacă aveți o anumită parte de informație, măcar să aveți, sper, mai multă. Și încercăm pe viitor să abordăm și alte subiecte puțin mai avansate decât informațiile de bază pe care... Da, rugămintea mea ar fi să ne lăsați comentariile voastre vis-a-vis de subiecte pe care ați vrea să le abordăm în episoadele următoare ale webinarilor noastre, să ne spuneți lucruri punctuale pe care vreți să aflați sau, de ce nu, poate chiar nelămuriri pe care astăzi n-am reușit să le elucidăm în acest webinar. Mulțumesc foarte mult, Vlad, pentru prezența ta astăzi alături de noi în acest webinar și ne vedem curând, dragilor, să discutăm despre, repet, o tehnologie pe care unul dintre cei care au scris foarte bine despre asta, Don Tapscott, o numea la un moment dat tehnologia care va revoluționa lumea cel puțin la fel de mult ca și internetul. Mulțumesc încă o dată și gânduri bune, spor și bună stare tuturor!